Am revenit, doamnelor și domnilor, discutăm cu Ramona Dinu, antrenor de patinaj artistic, care este în platoul Opiniile Zilei pentru a ne spune ce oportunități extraordinare oferă acest sport frumos și nobil și cum îl putem practica și noi chiar aici în oraș, la Galați, pentru că avem patinoarul și e păcat să nu profităm de el, mai ales că, vă spuneam un pic mai devreme, în urmă cu două zile sau chiar cu o zi, ieri mi se pare, ieri s-a deschis patinoarul, iar acesta este în tot cazul primul weekend în care puteți profita de gheață, pentru că știm că sunteți ocupați în timpul săptămânii. Am început o discuție și întrebam de cât timp ești antrenoare. Ne-am luat cu altele și n-am mai revenit la subiect, dar eu aș vrea tare, tare mult să știu cum ai descoperit această pasiune pentru patinaj artistic, pentru că este ceva deosebit, mai ales în Galați. Deci, pasiunea pentru patinajul artistic mi-a fost insuflată de către tatăl meu. Tatăl meu este decedat. În schimb, el a fost un arbitru de hockey, renumit, spun eu. Foarte cunoscut. Și-a dorit foarte mult un băiat. Băiatul acela a fost să fie, de fapt, o fată. Și pentru faptul că, normal, eu, la normal, fiind fată, nu puteam să fac hockey, m-a dat la patinaj. El m-a învățat să patinez, nu aveam nici 2 ani. Mi-aduc aminte că tatăl meu îmi povestea că nu mergeam nici foarte bine în picioare, dar pe gheață mergeam. Și încet, încet așa am devenit și am practicat acest sport până la 18 ani. Ai crescut practic cu patinele în picioare. Da, așa este. Așa este. După care imediat am antrenat, deci am fost un antrenor destul de tânăr, care mi-am dorit, vă spuneam mai devreme, mi-am dorit să realizez ca antrenor ceea ce n-am reușit să realizez ca și sportivă. Și mă bucur din suflet că am ajuns prin muncă, este foarte adevărat, dar am ajuns undeva unde cred că suntem mândri cu toții. Eu, ați în primul rând. Foarte tânără la 18 ani. Da, așa a fost să fie, pentru că secția rămăsese fără antrenor și eu, care vroiam să apuc pe o altă latură cu totul și cu totul paralelă cu sportul, din întâmplare m-am sucit așa deodată și am spus că vreau să devin antrenor, pentru că secția rămăsese fără antrenor. Și mi-a plăcut și am crescut și ca antrenor și deci am crescut odată cu patinajul și chiar mă bucur din suflet. Îmi place foarte mult pentru că eu consider că în viață este bine să faci ceea ce îți place. Atunci apar și satisfacțiile și uiți că nu ești remunerat poate cum trebuie, uiți că programul tău de lucru este doar de, eu știu, 6-8 ore și uiți că weekendul de fapt este pentru odihnă, dar eu cred că doar datorită acestui fapt, datorită pasiunii apar rezultatele. Și atunci este cel mai frumos să ai continuitate într-o carieră cu certitudine. Înțeleg că gheața este o tradiție de familie, da. Pentru că și băiatul dumneavoastră este tot patinator și cu rezultate remarcabile. V-am discutat în prima parte a emisiunii despre competițiile la care a participat și la care va participa. Aș vrea să mai discutăm un pic însă despre calendarul competițional și de ce alte concursuri veți mai participa în această iarnă, dacă mai sunt și altele programate. Da, vă spuneam mai devreme că Federația Română de Patinaj, împreună cu Clubul Dunărea la care activez, ne-au susținut pregătirea în vara asta, tocmai datorită faptului că anul acesta vom participa la această mare competiție la FOTE, de care vă spuneam mai devreme. Drept pentru care noi am stat în cantonament vreo 4 luni, perioada în care, dacă am fi stat acasă, am fi făcut patinaj artistic pe uscat. Sau pe internet. Sau pe internet, sau doar cu gândul. Și unde ați fost în cantonament? Am fost în cantonament în Turcia, în Tallinn, după care am fost iarăși la Brașov, deci a fost un training camp internațional cu moderatori străini. Și competit, de fapt sezonul, vă spuneam mai devreme că a debutat cu acest Grand Prix la care a participat doar unul din sportivii componenți ai lotului FOTE. Săptămâna viitoare noi avem o competiție la Brașov, se intitulează Crystal Skate, este o competiție care din păcate a fost a noastră, a Galațiului, dar nu mai este.
Dar noi vom participa acolo, sperăm să ajungem să participăm, pentru că noi am început doar totuși sezonul de o săptămână, deci chiar dacă noi am avut o continuitate, da, noi am avut o continuitate toată vara, este foarte adevărat, dar de 2-3 săptămâni iarăși n-am mai patinat și iarăși sincopele acestea în pregătire normal că nu sunt deloc benefice. Cât ar trebui să dureze antrenamentul înainte de o competiție? Legat. Deci, antrenamentele teoretic și practic, de fapt teoretic, durează mult mai mult, măcar 2 ore. Practic, nu avem posibilitatea decât de o oră, pentru că suntem o grămadă de antrenori la CSM Dunărea, pentru că toți avem sportivi și toți avem sportivii care sunt elevi, ne batem pe aceleași fașe orare și atunci trebuie să împartă programul, trebuie să fie împărțit tuturor și atunci nu ne rămâne decât o oră. Dar pregătirea pentru o competiție este de fapt pregătirea pe un întreg sezon, nu este doar specific într-o perioadă. Este o pregătire care durează graduală în timp, sigur că da. Avem în imagini câțiva dintre cei pe care îi antrenați. Colegii noștri i-au filmat, sunt imagini pe care le-au surprins anul trecut la patinoari, imagini cu ei alunecând pe gheață. Cât durează pregătirea unui copil pentru a ajunge să alunece într-un asemenea mod pe gheață? Deci, aici depinde foarte mult și de copil. Ca să alunece, sunt copii care... Și atât. Da, deci sunt copii care alunecă foarte repede, în câteva ore alunecă, da? Sunt copii care bat gheața. Ca să ajungem la o tăiere de gheață, care de fapt este specifică patinajului artistic, mai durează ceva. Deci... Dar trebuie multă, multă pregătire, multă oră de antrenament, perseverență. E un sport la care învățăm tot timpul. Din păcate, este un sport foarte greu. Necesită foarte multe calități dobândite și multe calități născute, mai multe. Deci dacă nu avem un substrat care ne-a fost dat de la părinți, genetic, da, este foarte, foarte complicat. Deci nu reușim. Deci noi avem foarte multe calități pe care le testăm copiilor, chiar de 5 anișori, după cum vă spuneam mai devreme, pe care le testăm de la primele ore și dacă de fapt copilul nu le are, deci nu este înzestrat. Și vă dați seama de la primele ore dacă e material de patinator, da, sau nu? Poate nu chiar de la prima oră, că este, da. Deci nu pot să spun că de la prima oră, dar de asta suntem antrenori, probabil că ochii noștri, da, în timp se formează ca oricare în meseria lui, unde devine, da, un specialist și este de ajuns să arunce o privire și să-și dea totuși un verdict. Nu un verdict de 100%, dar un verdict, măcar ca și punct de plecare, normal că ne-l putem da. Foarte interesant. Ați avut și copii pe care să spunem că au fost extrem de talentați, dar care să nu vrea să rămână? Da. Da. Aici au fost mai multe cauze. Probabil că copiii la vârsta pubertară, deci noi fiind, începând acest sport de la o vârstă foarte fragedă, intervin niște modificări din punct de vedere mental, din punct de vedere fizic, pentru că fetele, normal, și băieții, normal că au niște probleme de îngrășare, da, de care nu-și dau seama. Și dacă părinții, normal, împreună cu antrenorii, nu fac un front comun și nu vorbesc aceeași limbă, da, automat copiii se pierd, pentru că trebuie oarecare, trebuie foarte, sigur, mare strictețe, nu oarecare, ci o foarte mare... Nu chiar foarte mare. Problema e să te menții. Deci nu poți să iei dintr-o dată în greutate, dintr-o dată să scazi, pentru că este vorba de centru de greutate, nu intrăm în amănunt, dar au mai fost probleme și de genul că părinții nu au avut posibilitatea, nu din punct de vedere financiar, pentru că noi suntem susținuți
așa cum suntem susținuți, dar suntem susținuți de, pentru că suntem bugetari. Deci copiilor li se dă echipament, li se dau deplasări, deci copiii nu au foarte mari, părinții nu au foarte mari investiții. Dar normal că un costum, deci normal că mai există și ceva, dar au mai fost și probleme. Cel mai groaznic, să zicem, lucru este în momentul în care copiii își doresc și nu mai vor părinții. Sunt anumite categorii de părinți care ori își doresc mai mult și își dau seama că de fapt copiii nu pot, ori își doresc mai puțin și în momentul în care văd performanțele copiilor se sperie pur și simplu și nu înțeleg de ce, pentru că se sperie probabil că se gândesc că din punct de vedere material nu mai pot face față, nu știu. Probabil la început, într-adevăr, toate aceste cheltuieli sunt suportate, dar cine știe, se gândesc că dacă copilul este într-adevăr o valoare și un talent și va ajunge la competiții internaționale și atunci, este adevărat că părinții investit mult mai mult. Sigur, este foarte adevărat că părinții trebuie să investească în copii. Dar asta este la orice sport. Da, eu înțeleg, sunt anumite și sunt, spre exemplu, eu am copii, pentru că pot să vă spun un singur lucru, în general, performanța, patinajul de performanță nu facem cu toți copiii. Deci, în general, știți cum, copiii de părinți care sunt medii, deci nu mergem la un nivel înalt, sunt mai muncitori, parcă își doresc mai mult, parcă sunt ambițioși. Sunt mult mai, da, așa este, mult mai ambițioși. Așa este. Câți copii antrenați acum? Mulți. Foarte mulți. Cam cât? Deci am în grupa de performanță în jur de 11 copii. Copii care merg la campionatele naționale, deci copii de campionate naționale. În grupa de începători sunt în jur de vreo 20 și ceva de copii, 25 de copii, maxim 30. E foarte greu pentru că în aceeași oră de care vă spuneam, că da, noi avem o singură oră, sunt o grămadă de copii și la toate nivelele. Deci, și copilul care bate gheața, care intră pentru prima oară, și copilul care aspiră să intre în grupa de performanță, și cei de performanță. Este foarte greu pentru că sunt singură, nu am niciun ajutor, nu găsesc un ajutor, nici nu, clubul nu are posibilități financiare să mă angajeze un alt antrenor și este foarte greu într-o oră să faci și sport de performanță și sport de masă. Deci, practic, trebuie să supravegheați undeva la 40 de copii simultan. Nu, pentru că noi avem o oră dimineață, o oră după amiază. Deci eu vorbesc de întreaga echipă de patinaj artistic. Având o oră dimineață, o oră după amiază, pentru că sunt copii, cum vă spuneam, copiii aceștia de 14 ani sunt clasa 8-a, care deja învață dimineață și atunci ei vin după amiază. Sunt cei care învață după amiază și atunci automat vin dimineață. Este tot o oră. După amiază este cel mai greu, pentru că după amiază vin începătorii. Și noi îi așteptăm. Cât mai mulți, chiar dacă nu este foarte greu. Dar nu se știe de unde răsare un viitor talent. Campion și chiar național. Și la nivel recreațional. Este un sport extrem de frumos și care merită valorificat. Vreau însă să vă întreb, spuneați de ce știe copii și de cum sunt ei clasați. Când se pot face înscrierile pentru a veni la patinaj? Există o perioadă anume până la care trebuie să se înscrie copiii sau ei pot veni oricând? Oricând. Este foarte greu, doar că este foarte greu, vă spuneam că în momentul în care eu încep sezonul competițional, deci în momentul în care vin competițiile, neavând un ajutor, neavând o persoană cu care copiii să rămână pe gheață, automat copiii sunt liberi și atunci de preferat este chiar în această perioadă, pentru că ei învață să patineze până când eu plec la competiții, da? Și atunci, chiar dacă eu lipsesc, să zic, o săptămână, nu se vede foarte mult. Dacă, exact cum vă spuneam, spre exemplu, eu am fost în grădinițe, am lăsat fluturași pentru copii, scuzați-mă, și deja au început să apară doritor de mișcare, de patinaj,
Din păcate n-am putut să le spun să vină să patineze, pentru că eu săptămâna viitoare vă spuneam că voi participa la această competiție care se intitulează Crystal Skate la Brașov. Și eu nu pot să-i pun o oră pe gheață, după care să-i las o săptămână și apoi din nou. Da. Dar perioada aceasta, pentru că suntem la început, eu îi aștept pe toți, pentru că este nevoie de mișcare. Noi avem nevoie de copii care își doresc, poate... Deci noi ca antrenori e normal să vedem altfel, din alt punct de vedere. Dorim să vedem mai departe, deci copiii care își doresc mai mult și, bineînțeles, normal, trebuie să și poată, că bineînțeles, trebuie să aibă și spuneați multe calități pentru a reuși să răzbată în acest sport. Însă spuneați și de acest lucru că importanța, avem mișcare în viața noastră, important ca părinții să înțeleagă acest lucru. Însă dacă copiii nu vor și rămân în continuare lipiți de calculator, ce sfat le-ați da părinților? Cum să reușească să-i convingă pe cei mici să-i ducă către un sport, nu neapărat patinaj artistic, oriunde vor ei să-i ducă? La tenis, știu eu, nu știu. Este foarte greu să vă spun eu o metodă cu care părintele să-l determine pe copil. Eu cred că părinții trebuie să convingi mai întâi. Da, că nu investesc degeaba. Este foarte adevărat că este o investiție pe termen lung. Nu este o investiție astăzi, mâine facem mișcare și se văd rezultatele. Nu. Investiția este pe termen lung, dar vă spun cu siguranță că odată introdus microbul mișcării, nu vorbim de patinaj, sunt convinsă că la un moment dat organismul simte nevoia de mișcare. Deci ești acasă și nu mai ai răbdarea să stai în fața calculatorului, pentru că eu mă uit la copii. În momentul în care vara avem o perioadă de relaș, pentru că nu avem gheață, eu sunt plecată eventual cu cei mari în cantonament, copiii mă sună și părinții mă întreabă disperați când începem, că mă nebunim. Și normal, pentru că organismul este obișnuit, intră într-o fază din aceea în care pur și simplu el, organismul, îți cere mișcarea de care au nevoie. Deci părinții trebuie să convinși că cei e mici bine. Știu ce e bine pentru ei. Da, da. Deci din păcate vă spuneam, spre exemplu, eu fac opționale și la grădiniță. Mă bucur când copiii vin cu mare drag și vor să facă gimnastică, mișcare, gimnastică aerobică, orice. Și vin și îmi spun, mama nu mă lasă sau mama nu mai vrea pentru că diverse motive. Știți ce dureros e? Să vrea copilul și să nu vrea părintele pentru că, eu știu, nu-și pot permite sau poate nu știu ce facem sau poate nici măcar nu ascultă dorința copilului. Deci copilul să vrea și tu ca părinte să spui nu. E dureros, credeți-mă. Este și pentru cei mici și pentru cei care sunt aflați în postura de antrenor, așa cum sunteți și dumneavoastră, și vedeți acea scânteie în ochii copilului și patinajul artistic cred că și atrage foarte mult. Nu știu dacă aveți mai mulți băieți sau fetițe care să vină deci, cu brațele deschise. În general fetițele, pentru că mai văd la televizor competiții. Da, cu rochițe, că fac piruete, că... Deci absolut. Vă dați seama că... Băieții sunt și ei atrași, aici este o altă problemă, părinții, iarăși părinții sunt vinovați. Iarăși părinții, tot la părinții ajunge. De ce vă spuneam? Pentru că am impresia că patinajul artistic nu este un sport de băieți, nu este adevărat. Deci să nu cumva să credeți că dacă eu sunt antrenor, copilul meu face pentru că eu vreau, nu. Eu i-am spus și spun tuturor, faci sport de performanță pentru că este militarie. În sportul de performanță, da. Fără militarie, nu merge. Le-am spus tuturor, faceți cât vă doriți. Chiar dacă vorbim de un procent în sportul de performanță, ai impresia că de fapt este mai mult plăcere. Nu. Plăcerea este atât de mică într-un procent, de 100% plăcerea este undeva un 5-10% maxim la sută.
Rest este muncă. Și este incredibil pentru că atunci când stăm acasă și privim la televizor competițiile internaționale, pare foarte ușor și nu-ți imaginezi câtă muncă și cât efort. Dacă citești biografia oricărui patinator, cred că a făcut performanță, ai să vezi N operații, N căzături, N rupturi. Sunt sacrificii uriașe. Da, pentru că în general, dacă vorbim, nu vorbim numai de patinajul artistic, în general sportul este puțin dus către niște extreme. Deci ne dorim eventual niște rezultate pe termen foarte scurt și rezultate uriașe. Este adevărat că unii reușesc, nu noi care avem o oră de gheață pe zi, nu. Alții reușesc, dar tocmai din această cauză apar aceste accidentări. Și este foarte adevărat că o accidentare te ține departe de sportul de performanță și așa de greu atârnă. Nu vorbim de suferință, de recuperare, de bani, nu. Vorbim pur și simplu ca și sport de performanță, pentru că te ține departe și automat, ca să revii la forma la care dinainte accidentării, este foarte mult. Și trebuie să muncești, să-ți dublezi sau să-ți triplezi. Da, poate trebuie să treci în primul rând psihic peste momentul accidentării, pentru că e normal să fie așa. Oricum, sportivii de performanță cred că au un psihic de fier. Da, asta mă bucur că sunt foarte mulți părinți care mă întâlnesc pe stradă și mulțumesc, își aduc aminte de primii pași ai copilului și aduc aminte de competițiile la care au participat și mă bucur că abia atunci, în momentele acelea, măcar atunci, realizează că sportul de performanță nu le face bine doar pentru că, cum spun părinții, le face un picior frumos, nu. Le face bine psihic, pentru că e o chestie de concentrare care îi ajută în viața de zi cu zi. În orice domeniu. În orice domeniu, așa este. Ai o mentalitate de lider. De lider, așa este. Și e foarte important. Deci eu consider că e mare păcat să nu încerci să faci sport. Orice sport. E o șansă pe care e păcat să o ratezi. Așa este. Vă mulțumim tare, tare mult. A fost o adevărată plăcere să facem o incursiune în seara aceasta în lumea mirifică a patinajului. Am aflat foarte multe lucruri și sper că ne veți mai onora cu prezența pentru a ne ține la curent cu parcursul frumos al patinatorilor gălățeni. Vă mulțumim. Cu siguranță și eu vă mulțumesc și vă aștept pe toți la patinoar. Da, iar mai multe detalii, dacă vreți să aflați, puteți afla pe profilul de Facebook Patinaj Artistic Galați Brăila. Acolo veți avea toate informațiile și referitoare la program și la orar și la când puteți merge la patinoarul gălățean sau la cel brăilean, în funcție de care vă este mai aproape. Eu vă mulțumesc tare, tare mult că ne-ați urmărit. Vă doresc o noapte liniștită. La revedere!